I se poate întâmpla oricui ca după o zi de baie la piscină să aibă dureri de urechi. Temperaturile ridicate de afară ne îndeamnă de cele mai multe ori la bălăceală. Însă, atenție, riscurile la care suntem expuși atunci când facem baie în locuri neautorizate sau cunoscute cu probleme legate de igienă sunt foarte mari. Bolile care predomină în acest sens sunt otitele. Otitele apar datorită infectării conductului auditiv cu apă contaminată cu microbi. Microb care în sezonul cald, în apa călduță a bazinelor din ștranduri, din lacuri, abundă, și anume streptococi, stafilococi, pneumococi. Chiar dacă bazinele sunt curățate, sunt dezinfectate conform normelor sanitare, totuși apa poate fi infestată cu microbi aparținând altor persoane. De aceea ar trebui oamenii să știe că dacă cumva sunt bolnavi sau sunt purtători de otite externe, otite supurate, ar trebui să aibă grijă să nu infecteze și pe ceilalți. Unii dintre noi avem sensibilitatea mai crescută, iar câțiva stropi de apă pătrunși în ureche pot genera dureri teribile. În cazul unei otite externe, a unei infecții a urechii, ca și simptomatologie, apare o durere intensă, care se amplifică din ce în ce mai tare, cu apariția unei secreții auriculare, cu o senzație de presiune sau de ureche înfundată, cu scăderea auzului. În acest sens, medicii sunt categorici, chiar și ștrandurile sau piscinele necontrolate suficient pot prezenta astfel de riscuri. Totuși, specialiștii ne recomandă câteva măsuri de prevenție. Ca și măsuri de prevenție ar fi purtarea căștilor de înot, purtarea dopurilor de ureche, scuturatul urechilor la ieșirea din apă și curățatul lor sau uscarea lor doar cu un prosop. Bețigașele nu se folosesc pentru că, pe lângă faptul că irită conductul, pot să provoace microleziuni care sunt o poartă de intrare pentru microbi. În cazul otitelor externe, adică a senzației de durere, de secreții care curg din ureche, ca și tratament local se pot folosi picături auriculare, dar cel mai bine ar fi pacientul să se prezinte la medicul specialist pentru a constata dacă nu cumva este și o perforare a timpanului. Așadar, atenție unde vă scăldați, iar dacă totuși observați că aveți probleme, medicul este cel care vă poate trata.